Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 6-a, finalul clasei a 6-a sau început de clasa 7-a, pentru că este o lecție recapitulativă. Și anume, azi vom vorbi despre drepte paralele. În cadrul acestui concept de drepte paralele vom avea exerciții care vor atinge aceste aspecte. Să ne apucăm de treabă! Să începem cu o mică călătorie, să vedem ce anume știm despre Barcelona. Aveți aici o imagine și, desigur, harta orașului. Informații pe scurt, da, deci este un oraș care este capitala Cataloniei, este în Spania, nord-estul Spaniei, este al doilea cel mai mare oraș. Vedeți că este și destul de numeroasă, care 1,6 milioane și dacă tot suntem într-un an în care au fost Jocuri Olimpice și în acest oraș s-au organizat Jocuri Olimpice în 1992. Pe noi, din punctul de vedere a dreptelor paralele, ne interesează harta. După cum vedeți, aceasta este harta Barcelonei și este o stradă denumită Avenida Diagonal, adică strada pe diagonal. După cum vedeți, taie foarte multe din celelalte străzi. Aici am făcut un zoom pe porțiunea din hartă și după cum vedeți, dacă luăm Avenida Diagonal, avem multe alte străzi care sunt paralele și intersectează această stradă. Să ne amintim ce înțelegem prin definiția dreptelor paralele. Da, ele sunt două drepte care se situează în același plan și nu au puncte comune. Făcând un zoom și mai adânc în harta respectivă, am ales aici strada Avenida Diagonal, două din străzile paralele și aș vrea să-mi spuneți aceste două clădiri, acest Why Not și centrul acesta medical, unde se situează dacă ar fi să spuneți din punctul de vedere a unghiurilor. Deci, acele două clădiri, deci Cafenea Ovaina și centrul medical, sunt în interiorul a două unghiuri alterne externe. Unghiul acesta și unghiul acesta sunt alterne externe. Și vă provoc acum să ne construim noi orașul nostru, orașul GeoCity, deci să vă luați o foaie și un instrument de scris. Și încercați să executați în ordinea cum vă cer sarcinile de lucru. Mi-am luat și eu o foaie. Prima sarcină ar fi să vă desenați pe această foaie trei străzi paralele și două străzi secante D și E. D și E nu sunt paralele între ele, D este perpendiculară pe cele trei străzi. Să ne verificăm. Una, două, cele trei străzi paralele, cele două secante și după cum vedeți, D este perpendicular pe dreptele A, B și C. Acum, pe această hartă, va trebui să plasăm anumite clădiri, parcul unde se situează. Desigur, vom primi anumite informații. Aici este cartierul tău, aici locuiești. Prima informație, cartierul tău și spitalul se află în interiorul unghiurilor externe de aceeași parte a secantei C, formate cu dreptele E și D. Deci aici avem dreptele E și D, aici este secanta C și cartierul
respectiv spitalul, sunt în interiorul unghiurilor externe de aceeași parte a secantei. Da, ai dreptate, spitalul a ajuns în acea poziție. O altă informație, cartierul tău și parcul se află în interiorul unghiurilor corespondente, formate de dreapta D și dreptele B și C. Am reușit să punem și parcul. Moara și spitalul se află în interiorul unghiurilor externe de aceeași parte a secantei. Da, deci am reușit să așezăm și moara. Muzeul și spitalul se află în interiorul a două unghiuri opuse la vârf. Am reușit să așezăm și muzeul și aici avem unghiurile opuse la vârf. Muzeul și teatrul se află în interiorul unghiurilor interne de aceeași parte a secantei, formate de dreptele B și C și secanta E, deci căutăm unghiuri interne de aceeași parte a secantei. Corect, da? Ne mai verificăm o dată. Muzeul și clădirea cu birouri se află în interiorul unghiurilor corespondente formate de secanta E cu dreptele B și C. Vorbim de muzeu care este aici și clădirea cu birouri. Casa bunicii și moara se află în interiorul unghiurilor externe de aceeași parte a secantei. Aici sunt. Și mai avem de așezat școala și fabrica. Ne putem verifica. Fabrica și teatrul se află în interiorul unghiurilor alterne interne. Fabrica și teatrul. Și, poate cea mai importantă clădire pentru noi, este școala. Școala și parcul sunt în interiorul a două unghiuri opuse la vârf. Am reușit să ne punem fiecare clădire, fiecare element pe hartă. Ne-am construit orașul. Păstrând doar un element din orașul nostru, să încercăm să recapitulăm aceste denumiri de unghiuri, dar în această situație, dacă vedeți, întotdeauna cele două drepte sunt paralele. Pe exemplul anterior a fost situația că dreptele cele două care veneau tăiate de secantă nu întotdeauna erau paralele. Dar dacă aceste drepte sunt paralele, atunci despre acele unghiuri putem să zicem că, de exemplu, unghiurile alterne interne sunt congruente. Dar și unghiurile alterne externe vor fi congruente. Și unghiurile corespondente vor fi congruente. Și unghiurile de aceeași parte a secantei deja nu mai sunt congruente, sunt suplementare.
și la fel și unghiurile externe de aceeași parte a secantei. Și după cum vedeți, le avem colorate la fel, deci unghiurile alterne interne sunt aceste cu albastru, unghiurile corespondente sunt cu verde, o pereche din ele, unghiurile alterne externe, aici sunt cu galben, interne de aceeași parte a secantei sunt cu roz sau externe care sunt cu țiclan. O problemă. Mi se dă această figură, mi se dă că dreptele B și C sunt paralele și trebuie să calculăm aceste trei unghiuri care s-au format aici. Păi prima dată luăm dreptele B și C care sunt paralele și mergem pe secanta BD și atunci observăm că unghiul ABD, deci unghiul ABD este congruent cu unghiul gamma, pentru că ambele sunt alterne interne, ambele au 40 de grade. Dar tot pornind de la aceleași paralele, numai de data asta luăm cealaltă secantă AD și aici o să avem niște unghiuri alterne interne, și anume unghiul BAD cu unghiul acesta, ambele au 120 de grade, unghiul Epsilon. Cum aceste trei unghiuri împreună se vede că formează un unghi alungit, adică suma lor e 180 de grade, de aici se poate calcula și unghiul delta, care ne dă 20 de grade. Deci am reușit să aflăm că cele trei unghiuri sunt 40, 120 și 20 de grade. O altă figură geometrică și o altă sarcină de lucru. Mi se dă că dreptele A, B și C sunt paralele. Mi se dă un unghi, unghiul delta că e 5-5 și unghiul beta că este 4-11 din delta și se cere să calculăm unghiul alfa și unghiul beta concret și respectiv unghiul gamma. Puteți să vă gândiți, puteți să opriți filmarea și să rezolvați problema. Haideți să ne verificăm. Dacă unghiul delta mi s-a dat că e 55 de grade, unghiul beta e 4-11 din 55, adică 20 de grade. Avem dreptele paralele A și C, deci acestea două de aici, și observăm că A și C, și observăm că unghiul acesta și unghiul acesta sunt alterne interne, adică ele sunt congruente. Astfel am reușit să scriem că unghiul GAE este alfa plus beta. Și dacă din această relație le exprimăm pe alfa, putem să zicem că alfa are 35 de grade. Dar mai am două drepte paralele și de data asta merg către secanta AC și observăm că unghiul alfa și gamma sunt interne de aceeași parte a secantei, adică ele sunt suplementare. Și atunci putem calcula unghiul gamma printr-o scădere. Vă mulțumesc, sper să ne vedem în curând la o altă resursă. La revedere!